Pregătirile pentru Ziua Națională au intrat pe ultima sută de metri. Astăzi a avut loc repetiția generală pentru parada militară, care va fi organizată cu ocazia Zilei Naționale a României și a Centenarului Mare Uniri la Arcul de Triunf. 4.000 de militari cu peste 200 de mijloace tehnice și circa 50 de aeronave și 500 de militari din mai multe țări aliate sau partenere vor participa sâmbătă 1 decembrie începând cu ora 10 la această paradă militară. În premieră vor fi arătate publicului o serie de noi sisteme de armament intrate în dotarea MAPN. În contextul organizării evenimentelor de 1 decembrie în capitală au fost instituite mai multe restricții de circulație pe artere importante ca șoseaua Chiselef, între piața presei libere și intrarea în piața Victoria. Bulevardul Ion Mihalache și Bulevardul Aviatorilor, Poliția Rutieră recomandând șoferilor să folosească rute alternative. Între timp, în orașul Unirii, manifestările dedicate centenarului au început cu o ceremonie militară de depunere a unor coroane de flori la statuile unor personalități care au marcat istoria României: Brătianu, Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Regele Ferdinand I și Regina Maria. Autoritățile locale se așteaptă ca de 1 decembrie să ajungă la Alba Iulia peste 100.000 de, de români. La parada militară de aici vor participa aproximativ 1.000 de militari și 200 de mijloace tehnice terestre. Circulația în oraș va fi oprită pe zone extinse. Astfel, cei care vin la Alba Iulia cu mașina de 1 decembrie trebuie să-și lase autoturismele în 40 de parcări amenajate la intrările în municipiu. De aici, vizitatorii vor avea la dispoziție 5 linii de autobuz care îi vor transporta până în apropierea. Cetății Alba Carolina